Și vedem tot un incendiu de proporții de această dată în județul Dolj, acolo unde două capete tractor au fost cuprinse de flăcări uriașe. Cele două autovehicule erau parcate pe un teren viran iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri. Din fericire nu au fost înregistrate victime, însă pagubele sunt însemnate. Incendiul de proporție a izbucnit la două capete tractor pe drumul dintre Craiova și Cârcea. Potrivit Isu Dolj, cele două autovehicule erau parcate aproape de calea ferată pe un teren viran. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri pentru a stinge incendiul care era violent. Pagubele sunt destul de mari, iar acum urmează ca pompierii să stabilească cu exactitate care au fost cauzele izbucnirii acestui incendiu de proporții.